Astra Giurgiu s-a calificat în sferturile Cupei României, eliminând pe FC Brașov după un meci câștigat la ultima fază a prelungirilor. A marcat Tembo în minutul 17 din 6 metri, după lovitură cu capul. Apoi Budescu a majorat scorul în minutul 29, cu un șut superb din 16 metri, altfel suspectat că ar fi din offside. În minutul 34 marchează și Ioniță și Astra părea că a simplificat lucrurile, dar se face 3-1 în minutul 67. Brașovenii mai înscriu 20 de minute mai târziu, apoi în minutul 87 cade și golul care egalează situația de pe tabelă și duce cele două echipe în prelungiri. Partida se reia și Astra marchează cu mult noroc în minutul 118 prin Dandea, după presiunile lui Tecșteira.